Eu salut pe toți cei care se alătură conferinței de astăzi și cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire cuvântului de salut și de deschidere. Evenimentele importante din istoria culturii și științei naționale nu pot fi trecute cu vederea, chiar dacă de la producerea lor au trecut mai multe decenii. Un asemenea eveniment major l-a construit fondarea acum 70 de ani a grădinii botanice, meritele căruia în dezvoltarea științei, îmbogățirea florii naturale, amenajarea spațiilor verzi și pregătirea cadrelor de calificare înaltă sunt indiscutabile și apreciabile. Astăzi trăim emoția acestui deosebit și semnificativ eveniment, 70 de ani a grădinii botanice, în al cărui palmares demn este de admirat fiecare activitate. Fapta este înscrisă de oameni care au fost, sunt și vor rămâne cu numele de botaniști cercetători. Rânduri de neșterse se aștern în viața unei instituții de cercetare care a avut mereu ca deziderat cercetarea și construcția grădinii botanice. Grădina botanică, instituție cu tradiții, pășind peste al șaptelea deceniu, a fost și rămâne un promotor al valorilor ce presupun competența profesională, armonizarea interesului individual cu cel comunitar, deschiderea către mediul socioeconomic, național și internațional, cu implicarea reciproc avantajoasă. Ralierea la standardele europene în cercetare și inovare, pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, în stare să țină piept oricăror provocări ale timpului, ceea ce a tineretului cercetător, la fel de valoroasă rămâne a fi implementarea cunoștințelor obținute, promovarea și îmbogățirea lor pe parcursul întregii vieți. Aprecierea rămâne să fie atribuită de acest timp, în care atât predecesorii cât și succesorii formează istoria de astăzi și de mâine, ce deschide enciclopedia cunoașterii și a recunoașterii că am fost, suntem și vom fi cei mai buni. Mândria noastră este grădina botanică, colecțiile și expozițiile ei, genofondul de plante acumulat în decursul anilor, cercetările de talie națională și internațională, publicațiile și personalitățile de seamă. E o vârstă mult prea tânără când este vorba de o grădină botanică. Fiind raportată la oameni, vorbim de personalități marcante care au pregătit 3 generații de specialiști excepționali, aceștia din urmă la rândul lor asigurând continuitatea. Datoria noastră sfântă este de a fortifica aceste rădăcini și de a obține roadele respective în continuare. Ele urmând să se reflecte în cel mai fertil și valoros pentru noi, sistem de cercetare și inovare, principala condiție fiind considerată munca asiduă în cercetare, iar răsplata cea mai mare pentru ea constituind succesele noastre prin performanță. Indiferent de orice realitate, într-un colectiv bine consolidat, identificând problemele și mecanismele de soluționare, determinând toate căile de redresare a domeniilor critice, avem o misiune comună. Cea de a păstra integritatea grădinii botanice, promovând prin activitatea noastră nobilă valorile pe dimensiunea de cercetare și educație ecologică. Conceptul strategic de integrare neabătută în circuitul actual al valorilor europene și mondiale. Dragi botaniști cercetători, cu ocazia frumosului jubileu de 70 de ani, în calitatea mea de director al acestei instituții, nu-mi rămâne decât să vă îndemn să pășiți continuu cu dreptul, realizându-vă curajos misiunea. Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le depuneți și să-mi exprim cu acest prelej alesele mele sentimente. Să vă doresc tuturor pace în familiile dumneavoastră, ani mulți fericiți, plini de vigoare, prosperitate și speranță într-un viitor mai bun, cu noi inițiative și cu poziții în societate și cu dorința de a face mai mult pentru ca societatea să poată în continuare admira farmecul, peisajul compozițional al Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Ciobotaru. Vă mulțumesc pentru atenție. Prin urmare, domnule ministru, permiteți-mi, Igor Șarov, permiteți-mi să vă acord frumoasă ocazie de a veni cu un cuvânt salut în fața colectivului de cercetători al grădinii botanice. Și al întregului, de fapt, grădina botanică este format dintr-un frumos colectiv de cercetători, oameni dedicați nobile și frumoasei inițiative și intenții, precum și corpul de biologi, muncitori, etc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc
Vă mulțumesc și eu pentru această oportunitate, pentru invitație, stimate domnule ministru Ampier și stimate domnule director Ionirosca, stimați domnule rector, stimați domnule director, stimați colegi, dragi prieteni, dragi asistență. Aniversarea a 70 de ani de la fondarea clădirii botanic naționale Alexandru Botanu, în oferă o felicitări de toate bucurii și cercetării și mie în calitate de ministru, în progres, le-am adresat cele mai sincere felicitări. Urez de succes, energie creativă, întregul colectiv al acestei prestigioase instituții. Însuși, prezența noastră a membrilor din guvern, acum trebuie să vedem pe doamna Valeria Moldovan, care știe foarte mult la colectivul dumneavoastră, creată în anul 1950, grădina botanică a consemnat o frumoasă dezvoltare ascendentă. Activitatea susținută de lungul anilor a contribuit la transformarea acestei instituții într-un centru de cercetare cu o importanță deosebită. Adică de avans valoros și să soluții la probleme actuale, prioritarea științelor naturii. Dovadă acestora sunt și rezultatele numeroase de cercetări ale botanistilor moldoveni, care au dat cercetări asupra florii vegetației Moldovei, care au sistematizat și au elaborat propuneri concrete de culturile, utilizarea rațională a speciilor vulnerabile, care de dispariție, care au elaborat măsuri de gestionare fondului ferostiar. Grădina botanică a devenit un centru științific care a marcat un șir de realizări în domeniul botanice aplicative și fundamentale. O simplă numai enumerare de lucrărilor care ne-ar ocupa un timp mult prea mare pentru un moment în și domnul director Ion Joșca zic că trebuie de a venit de contra un nou set de cărți care nu poate să nu imponeze. Grădina botanică a obținut frumoase realizări în pregătirea cadrelor științifice în altă calificare. Savanții instituției au știut să mobilizeze permanent energie și forțe cunoscute pe plan național, internațional, creând atât în țară cât și în străinătate, trainice legături de științifice. Astăzi, acolo, cum lume aflată în schimbare rapidă, care este pierdere captată de circulație liberă a informației, de colaborare la nivel național și internațional, reprezintă o condiție elementară de integrare eficientă a eforturilor proprii în procesul de conservare a biodiversității. În acest context, cred că implicarea grădinii botanice presupune dezvoltarea biologică ca un centru de cercetare științifică, contribuind la îmbogățirea cunoștințelor despre lumea vegetală, capabil să abordeze probleme de conservare și utilizare durabilă a resurselor naturale. Pe de altă parte, prin capacități native, prin munca asiduă, prin rezultate remarcate obținute, ne-ați reușit să vă includeți în viața societății și a țării, relevând imensă experiență acumulată pe parcursul anilor, competența, dăruirea care profesați. Și dați, cred că, dovadă de un demn exemplu de urmat, suntem mândri de rezultatele care le posedați. Și pe tot mult că această energie care emană de la domn director Ion Roșca, și credeți, m-a ajuns la vârstă, pot să permit, spun ce aici, gândesc cu ce aici, trebuie, nu poate să nu imponeze, domnul ministru, cred că o să dea dreptate. Cu ocazia acestui jubileu de 70 de ani de la fondarea Grădinii Botanice Naționale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării transmite în aceste zile frumoase de toamnă un cald salut și toată considerația noastră pentru stradarea celor care acum 70 de ani au pus piatra de temelie a acestui sanctuar științific, precum și celor care au promovat pas cu pas această instituție de cercetare, acest centru de educație ecologică. Stimați colegi, dragi prieteni, la acest ceas aniversar, urez celor care activează sau care au activat pe parcursul anului de grădina botanică, mult sănătate, tinereță creatoare, perenă fericire, împlinire personală, profesională și promovarea de imagini favorabile atât a instituției dumneavoastră, cât și imagini favorabile a țării noastre în România. Încă o dată mulțumesc pentru această oportunitate de a participa la acest eveniment. Domnul ministru, eu vă mulțumesc din numele la tot colectivul dumneavoastră personal și la tot aparatul administrativ din cadrul Ministerului de la Direcția Cercetare, care mereu, înțelegeți, au fost în
ajutorul grădinii botanice și în soluționarea problemelor care le de fiecare dată am găsit înțelegere și suport din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, domnul director, acum o singură sugestie, că toți colegii să deconecteze microfoanele. Vă mulțumesc foarte mult, da. La doamna Aurelia Lupan, care nu este deconectat. Îl deconectăm noi de la centrul nostru de control. Vă mulțumesc foarte mult! Conform programei, invit pe președintele Academiei de Științe a Moldovei, pe academicianul Ion Tighineanu, cu un cuvânt de salut pentru Grădina Botanică. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule director. Distinși miniștri, stimate domnule director, onorată asistență, bună dimineața! În această memorabilă zi, a 70-a floare se așează frumos în buchetul omagial al Grădinii Botanice Naționale, care își are originele din depărtatul an 1950. Atunci, conform hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești, sectorul de botanică al filialei moldovenești a Academiei de Științe a URSS a fost reorganizat în grădină botanică. Iar în toamna acelui an, în partea de nord-est a orașului Chișinău, pe valea râulețului Dorlești, a fost alocat un teren cu suprafață de 74 hectare pentru construcția acestei instituții. Primul director, membru corespondent Tatiana Gheideman, viitorii academicieni, Vladimir Rybin, Alexandru Cibotaru, Mihail Lupașcu, Boris Matienko, doctorul habilitat Ion Comănici și au fost primii botaniști recunoscuți care au activat în cadrul grădinii botanice. O etapă crucială în instituirea și dezvoltarea grădinii botanice ține de anul 1964, când prezidiul Academiei de Științe l-a înaintat la conducerea grădinii botanice pe doctorul în științe biologice Alexandru Cibotaru, precum și a susținut propunerea de a identifica un teritoriu mai favorabil pentru crearea unei noi grădini botanice. Tânărul și energicul director a pus temelia proiectării și fondării actualei grădini botanice, conceptul căreia, în opinia mai multor specialiști, reproduce în miniatură relieful Republicii. Dezvoltarea grădinii botanice este indisolubil legată de rolul determinator al academicianului Alexandru Cibotaru, personalitate marcantă a științei autohtone, care a contribuit substanțial la crearea ei ca entitate științifico-culturală. Fiind în fruntea instituției aproape 45 de ani, academicianul Alexandru Cibotaru s-a remarcat prin calități manageriale impecabile, manifestându-se ca un excelent organizator și un administrator competent și ambițios. Pentru academicianul Cibotaru, edificarea grădinii botanice a fost cea mai importantă preocupare sau, cu alte cuvinte, proiectul vieții. Visul regretatului academician a fost editarea seriei de carte opere alese în 11 volume, 4 dintre care vor fi astăzi lansate. Aceste opere alese încununează prodigioasa activitate a savantului pe parcursul carierei științifice intense. Desigur, cu alese sentimente de gratitudine și respect, voi face referire și la alți directori care ulterior au contribuit substanțial la dezvoltarea grădinii botanice. Academicianul Andrei Negru, 1988-96, doctorul în științe agricole Alexandru Teleuță, 2006-2018, și actualmente doctorul în științe biologice Ion Roșca.
Domn director, vreau să vă spun că acâncearul Alexandru Cibătaru a fost susținătorul dumneavoastră și întotdeauna vorbea foarte frumos despre capacitățile dumneavoastră. Precum și la mulți colaboratori care au activat sau continuă să activeze cu dăruire de sine. Membrul corespondent Vasile Șalaru, doctorii capabilitați Victor Sava, Mihail Bodrug, Vasile Florea, Ion Rudenco, Ștefan Topală, Ana Ștefârță, Gheorghe Postolate, Valentin Celac, Valentin Codreanu, Ștefan Manic, Ion Simonov, Capitolina Dvoreaninova, Alexei Palancean, doctorii Vasile Bucățel, Valentina Țâmbală, Natalia Toderaș, Ștefan Lațu, Nina Ciorchină, Valentina Cantemir, Eugenia Mania Cernei, Elizaveta Onică, Tatiana Izverskaya, Pavel Pânzaru, Tatiana Sârbu, Svetlana Manole, Maricica Colțun, Vyacheslav Gendov, Nina Ciocărlan, Ina Voiniac, Victor Țăței și mulți alții. La Grădina Botanică, în decursul anilor, au fost create prestigioase școli științifice în domeniul geobotanicii, membru corespondent Tatiana Iedeman, citoembriologiei plantelor, academicianul Alexandru Cibotaru, anatomiei vegetale, academicianul Boris Matienko, algologiei, membru corespondent Vasile Șalaru, paleobotanicii, acanceanu Andrei Negru, etc. Cu permisiunea dumneavoastră, voi sublinea că de-a lungul celor 7 decenii, colectivul Grădinii Botanice a contribuit la inventarierea florii spontane din Republica Moldova, ca rezultat fiind descrise peste 2000 specii de plante superioare, la stabilirea componenței taxonomice a fungelor, la formularea noilor principii ale gametogenezei, fondarea teoriei homeostatice a dublei fecundări, pașaportizarea cariologică a plantelor monocotiledonate de cultură și a unor plante din flora spontană, la elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare a plantelor ornamentale, medicinale, aromatice, furagere, energetice, etc. Un loc aparte revine colaborării eficiente dintre Academia de Știință și Grădina Botanică, care se referă la fondarea și dezvoltarea grădinii, precum și promovarea acesteia ca centru de cercetare în domeniul botanicii, atât pe plan național cât și internațional. Formarea cadrelor de înaltă calificare, susținerea edificării numeroaselor monografii de valoare, inclusiv monografia în mai multe volume opere alese, elaborată de regretatul academician Alexandru Cibotaru, promovarea tradițională a educației ecologice prin organizarea în comun a diverselor evenimente ecologice. În condițiile noi, colaborarea continuă prin coordonarea sau consultarea activității de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, utilizând platformele de comunicare ale secției de științe ale vieții. Contribuția în organizarea ediției curente a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni, oferirea suportului în inițierea unor noi relații de colaborare cu parteneri din țară și de peste hotare, de exemplu suport la stabilirea relațiilor de colaborare cu ambasadele acreditate în Republica Moldova, în particular cu Ambasada Japoniei în țara noastră, rezultatul fiind donarea recentă a puieților de sakură. Onorată asistență, astăzi Prezidiul Academiei de Știință a Moldovei vine cu o distinție specială pentru Grădina Botanică Națională, conferindu-i diploma meritul academic pentru contribuție semnificativă la dezvoltarea cercetării științifice, rezultate importante în domeniul biologiei și botanicii, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 70 aniversări de la fondarea instituției. Domnul director,
să numesc această diplomă meritul academic Grădinii Botanice Naționale Alexandru Cebotaru pentru contribuții semnificative la dezvoltarea cercetării științifice, rezultate importante în domeniul biologiei și botanice, precum și pentru toate succesele care le-a obținut Grădina Botanică și la sigur că succesele vor mai veni. La mulți ani! La mulți ani! Domnul președinte, eu vreau să vă mulțumesc și vreau să fac o remarcă că este diploma și într-adevăr este aprecierea a colectivului întreg a Grădinii Botanice, deoarece de fiecare dată zic că este un colectiv care se dedică în fiecare zi, în fiecare clipă pentru a menține și pentru a prospera Grădina Botanică. Vă mulțumesc! Sănătate, succes! De asemenea, în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă, Prezidiul Academiei de Știință a Moldovei conferă următoarele distinții academice pentru realizări științifice de valoare în domeniul botanicii și cu prilejul aniversării a 70-a de la fondarea Institutului. Avem o medalie cu regret. A venit probabil prea târziu, dar domnul director, este vorba de medalia Nicolae Milescu Spătaru. A fost conferită domnului regretatului Alexei Palancean, doctor habilitat în biologie, secretar, cercetător științific principal al Grădinii Botanice Naționale. Decizia a fost luată, dar ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu să-l odihnească în pace și rugămintea este să transmiteți familiei. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Dumnealui, anul ăsta și dumnealui ca și Grădina Botanică trebuia să jubileze frumoasa vârstă de 70 de ani. Cu regret. Diploma de recunoștință a Academiei de Știință a Moldovei se conferă doamnei Tatiana Izverskaya, doctor în biologie, conferențiar, cercetător științific coordonator. Domn director, vă rog să transmiteți. Diploma meritul academic se conferă doamnei Svetlana Manole, doctor în biologie, cercetător științific coordonator. Permisiunea dumneavoastră, eu am să le transmit situația. Diploma de onoare a Academiei de Știință a Moldovei se conferă doamnei Ina Voineac, doctor în biologie, conferențiar, cercetător științific superior la Grădina Botanică. Diploma de onoare a Academiei de Știință a Moldovei se conferă doamnei Olga Ioniță, doctor în biologie, cercetător științific coordonator la Grădina Botanică Națională. Diploma de onoare a Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Elena Tofandorofeie, doctor în biologie, cercetător științific coordonator. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Natalia Cârlic, doctor în biologie, cercetător științific la Grădina Botanică. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Irina Sfeclă, cercetător științific la Grădina Botanică. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Ana Guțu, cercetător științific stagiar la Grădina Botanică. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Ludmila Tălmaci, cercetător științific la Grădina Botanică. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Eudochia Constantin, biolog, specialist, coordonator la Grădina Botanică Națională. Diploma Academiei Știința Moldovei se conferă doamnei Mariana Trofim, cercetător științific la Grădina Botanică. Distins auditoriu! Grădina Botanică este nu doar un institut de cercetare. Ea reprezintă o veritabilă carte de vizită a țării noastre,
fiind reușit amplasate în fața forțelor emblematice ale capitalei. Este o instituție cu frumoase tradiții, care mai bine de 7 decenii rămâne un promotor fidel al științei botanice în Republica Moldova, grație efortului consolidat al echipelor de cercetători din cadrul instituției. Suntem ferm convinși că tradiționala colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Grădina Botanică Națională va continua prin efecte sinergice ce țin de realizarea cercetărilor botanice la nivel național și internațional, promovarea în comun a educației ecologice și aprecierea contribuției cercetătorilor botaniști la dezvoltarea domeniului în Republica Moldova. Stimate domnule director, distinși cercetători ai Grădinii Botanice Naționale Alexandru Cibotaru, în acest context festiv, în numele Prezidiului Academiei Științe a Moldovei, vă aduc sincere felicitări cu prilejul celor 70 de ani de activitate a instituției în beneficiul societății noastre. Dorindu-vă multă sănătate, optimism, energie creatoare pentru a atinge noi înălțimi în avansarea științei botanice în Republica Moldova. La mulți ani, Grădina Botanică! Vă mulțumim, domn președinte! Invit și salut în continuare toți care s-au alipit conferinței noastre. Vreau să ofer cuvânt domnului ministru Ion Perju, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Vă rog, domn ministru! Vă mulțumesc, domnul director, stimate domnule ministru, domnule Șarov, domnule academician al Academiei de Științe al Republicii Moldova, mii personal și colaboratorilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ne face o deosebită plăcere să salutăm participanții la conferința științifică consacrată în versiunea 70-a la fondarea Grădinii Botanice Naționale Alexandru Cibotaru. În primul rând vreau să felicit colaboratorii acestei instituții, colaboratorii, savanții, tinerii cercetători, cel colectiv care pe parcursul anilor și-au dedicat viața, de fapt, acestei frumoase instituții. Pentru că grădinile botanice au jucat de-a lungul timpului un rol semnificativ în istorie și dezvoltarea culturală a popoarelor. Astăzi, într-o lume aflată în schimbare, de fapt, afectată puternic și de impactul antropic, șansele acestor instituții se amplifică și se diversifică în tendința de a contribui cât mai eficient la salvarea patrimoniului natural, nu doar al țării noastre, nu doar a Republicii Moldova, dar a planetei, pentru că fiecare țară aduce aportul anume și prin astfel de instituții cum este Grădina Botanică. Și chiar dacă noi vorbim de 70 de ani, s-ar părea că este o vârstă înaintată pentru o Grădină Botanică, este o vârstă tragedă și are un cuvânt de scris. Anume din aceste conferințe, parcursul deceniilor de activitate a organelor centrale de mediu și Grădinii Botanice a existat și continuă și există o colaborare permanent, atât la nivel instituțional, cât și la nivel de specialiști și cercetători. Ministerul apreciază contribuția colaboratorilor Grădinii Botanice la conservarea biodiversității specii, susținând, desigur, prin măsura posibilității și finanțarea prin intermediul Fondului Ecologic Național a proiectelor ce vizează propagarea rezultatelor cercetărilor științifice din cadrul acestor instituții. Aș dori în cadrul dat să menționez susținerea de către Minister prin intermediul finanțării de fonduri experi serii Lumea Vegetală a Republicii Moldova, ediția 3-a Cărții Roșii, primelor volume din seria Flora Basarabiei și Ariile Naturale Protejate de Moldova. De asemenea, în măsură posibilităților sunt susținute activitățile de restabilire a colecțiilor grădinii botanice care au suferit foarte mult ca urmare a calamităților naturale din primăvara anului 2017, ține minte prin ce a trecut de Grădina Botanică în acea perioadă, prin alocarea contribuției
din partea țării la proiectul finanțat de Fundația de Mediu a Prințului Albert al II-lea al Monacei. Un proiect pe care sperăm să-l implementăm succes în comun anul acesta, constăm crearea lei Organizației Națiunilor Unite la Grădina Botanică, consacrată în primirea 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Ni se aluminează și în continuare faptul că Grădina Botanică Alexandru Cibotaru dispune de specialiști înalt calificați, experți, avanți, care pot oferi o evaluare rapidă a stării vegetației din structura diferitelor categorii de sisteme ecologice, monitoringul acestor, inițierea programelor de repopulare cu specii rare și amenințate, activități care în ultima instanță vor asigura implementarea cu succes a țintelor aici pentru biodiversitate, trăind în armonie cu natura. Nu regretăm faptul că nu putem participa pe viu la această conferință, dar suntem convinși că și virtual discuțiile, conform agendei propuse și experiența participanților, vor asigura un pas înainte în soluționarea problemelor cu care se confruntă astăzi Grădina Botanică și vor fi trasați și pașii care urmează a fi întreprinși în acest context. Eu încă o dată vreau să doresc colectivul multă sănătate, optimism, energie și putere în realizarea obiectivelor propuse și vreau să vă asigur că în fața Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului întotdeauna veți avea un partener de nădejde în implementarea obiectivelor pe care vi le propuneți. Sănătate, în primul rând, vreau să vă doresc, putere și energie pentru implementarea pe viitor a tuturor scopurilor propuse. Eu vă mulțumesc și succese tuturor. Domnul Ministru, vă mulțumim și noi din partea la tot colectivul. Și vreau să menționez într-adevăr faptul și să adeveresc lucru că în cadrul Ministerului mereu am găsit suport și restabilirea grădinii botanice după cataclisma din 2017 cu suportul Fondului Ecologic Național. Încetul cu încetul ia amploare și sper ca grădina botanică să fie mai frumoasă ca până la evenimentul teribil din 2017. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și suportul acordat. Vă mulțumesc, domnul. Cu succes pe demare. Vă mulțumesc. Stimată audiență, am să ofer cuvântul directorului general a GP, domnului Viorel Iustin, deoarece la ora 10 este într-o altă ședință planificat. Domnul Iustin, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, estimate domnule președinte al Academiei Autorilor. Bună ziua, estimate domnule ministru Ion Pierz. Bună ziua, stimate domnule ministru Igor Șav. Bună ziua, stimate domnule director Ion Roșca. Stimate academicieni și participanții ai conferinței științifice. Permiteți-mi pentru început, în numele Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală și al meu personal, să vă adresez sincere și cordiale felicitări în funcție de urări de sănătate și energie creativă, întregului colectiv, prilejul sărbătorii celui de-a 70-a aniversar a fondării Grădinii Botanice Naționale Alexandru Cibotaru. Creată în anul 1950, această prestigioasă instituție a consemnat o frumoasă dezvoltare ascendentă, eforturile sale fructificându-se cu noi rezultate pentru binele cetățenilor și prosperitatea Republicii Moldova. Dispune de un genofond de plante care include peste 10.000 de specii și taxon. Instituția dumneavoastră a creat conform principiului ecologico sistematic cu expoziție cu o valoare inestimabilă. Contradul, sectorul flora Moldovii, pinariu, sectorul ornamental floriu, sectorul plante medicinale și aromatice, siringariu, linariu, grădina de pod, corană dirijată, etc., care contribuie plenar la cercetare și bună cunoaștere a vegetației plaiului natal. Operarea instituțiilor noastre în domeniul dezvoltării, promovării și protecției preaților migrantorilor din țară a devenit deja tradițional. Putem desfăr recunoscători pentru aportul dumneavoastră în diseminarea cunoștinților privind beneficiile legate de drepturile de proprietate intelectuală în rândul cumilorătorilor și inventatorilor de recunoscători. Totodată, suntem dispus de recunoscători pentru implicarea deosebită a instituțională pe expoziție internațională societate în Colombia și crearea atmosferii ei. Reiterând felicitările cu ocazia aniversării fondării din Botanice Naționale Alexandru Cibotaru, urez tuturor celor care activează sau au activat pe parcursul anilor în cadrul instituției multă sănătate, tinerețe, creatoare
teriene, fericire și împlinire personală și profesională, colaborare eficientă cu instituții de cercetare și inovare, în promovarea unei imagini favorabile a țării noastre. În fel de această ocazie, vă asigurăm, domnule director, de toată susținerea și conducarea constructivă din partea colectivului turism. Vă mulțumesc foarte mult, domn director, și într-adevăr eu vreau să reiterez frumoasa noastră colaborare dintre instituții pe domeniul participării la forumurile și la expozițiile pe care dumneavoastră le organizați și ca instituții care contribuim împreună cu colectivul prin amelioratorii care sunt în cadrul grădinii botanice la numărul impresionant de soiuri de plante pe care anual le înregistrăm cu drept de proprietate. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, vreau să salut și colegii noștri din România, pe domnul academician Cătălin Tănase și pe doamna Comănescu Petronela, domnul academician Cătălin Tănase, directorul grădinii botanice din Iași, și doamna Comănescu Petronela este reprezentantul grădinii botanice din București. Stimați colegi, vă salut și vă îmbrățișez călduros. Domnul academician, cu un mesaj de salut vă ofer cuvântul. Domnule director, distinși colegi de la Grădina Botanică Institut Alexandru Ciocanu, domnilor miniștri, domnilor și domnilor academicieni, stimați invitați. Îmi exprim bucuria alături de colegii de la Grădina Botanică din Iași să fim alături de dumneavoastră în acest moment cu totul special din viața unui institut care, așa cum au spus antevorbitorii mei, a îndeplinit un rol esențial în educarea tinerei generații în ceea ce înseamnă cunoașterea diversității plantelor și regală măsură în cercetarea științifică prin contribuțiile pe care eu le-am remarcat în mod special și de agricultarii la cunoașterea florei de Basarabiei, în egal măsură a lucrurilor din Basarabia și credem noi, pentru noi de aici, de foarte aproape de dumneavoastră, rămân un refer realizările științifice, mă refer în primul rând la Cartea Roșie, pe care ați realizat-o o echipă de oameni minunați de votat, desigur, ăla la Basarabia. Sunt lucrări permise pentru noi, sigur, rămân oare niște obiective pentru echipa grădinii botanice din Iași, să vă urmez de exemplu din această direcție, așa cum decenii de-a rând, generațiile care au scris anumite creație, în mod special grădina botanică din Iași, au colaborat cu distinși cercetătorii de din instituția dumneavoastră, împreună au făcut științe materiale, s-au întâlnit, s-au împrietenit și credem noi, și o spun cu convingere, colecțiile grădinii botanice naționale, Institutul Alexandru Ciocanu, rămân de referință și întotdeauna noi am găsit la dumneavoastră taxon pe care mi-a autorit, mi-a oferit cu deosebită amabilitate. Sigur, au fost o serie de proiecte comune pe care noi le-am desfășurat. Sperăm ca perspectiva să ne ofere astfel de oportunități în continuare. Eu, personal, mă simt mai bucuros, mai bogat, aș putea spune, din punct de vedere spiritual, pentru că în activitatea pe care am desfășurat-o în aceste ani, am avut șansa să cunosc pe lângă distinși colegi de la Grădina Botanică din Chisinău, distinse personalități care menționau, în primul rând, numele academicianului Alexandru Ciocanu, a domnului doctor Alexandru Ciocanu și, nu în ultimul rând, a tehnicului Chisinăului coleg Ion Rosca, care împreună cu echipa aceasta minunată am convingerea că va trece peste toate obstacolele pe care drepturile, din păcate, adesea
pentru că cu aceste obstacole noi putem încerca. Discutam zilele trecute cu domnul director Roșca un proiect pe care îl aveți în vedere, cel de realizarea unui pagin cu o colecție de rupe. Vă asigur, domnule director, noi în această săptămână urmează să vorim pasivul nostru și acțiunii pe care îi avem în colecție din voi vom oferi cu cea mai mare plăcere. De asemenea, sperăm prin acela desajer pe cum era că primiți diploma de onoare pe care o pentru instituția de la Iași în numele sigurului grădin potanice a Universității Alexandru Ioan Cuza Dumnezeu, care în aceste zile se întâmplărește și pe care de la fondare și nu în ultimul rând a botanicilor de la Facultatea de Biologie a aceleiași universități. Vă felicităm, vă dorim multă sănătate și sigur, așa cum vă cunoaște, mă veți învinge totul, aveți o echipă de oameni minunați, noi suntem aproape și sperăm ca să realizăm cunoaște. La mulți ani! Doamnă academician, eu vă mulțumesc foarte mult și cu regret vreau să constat faptul că situația nu ne permite să vă avem printre noi, că de fapt la orice conferință dumneavoastră ați venit ca oaspete drag în colectivul Grădinii Botanice, dar lucrurile un pic ne depășesc și apreciem faptul că v-ați conectat și suntem în mediul ăsta virtual, oricum sunteți spiritual, cum v-ați referit, mereu noi vă simțim prezența și suportul pe care ne-l acordați. Vă mulțumesc, Doamne ajută și toate bune! Bună dimineața! Bună dimineața! De aici, de la București. Îmi face foarte mare plăcere să fiu aici împreună cu dumneavoastră, chiar dacă reprezint vocea doamnei director Paulina Anastasiu, dânsa vă salută și pare foarte rău că nu poate să fie alături de dumneavoastră în aceste momente. Este pe teren și semnalul este foarte slab, dar am să vă citesc mesajul de întâi. Stimate domnule director Ion Roșca, sunt onorată pentru invitația adresată și vă mulțumesc mult. Vă felicit pentru aniversarea a 70 de ani de la fondare și vă doresc mult, mult succes în continuare. Grădinile botanice sunt instituții complexe, cu funcțiuni multiple, dar și cu probleme la fel de multiple, mai ales acolo unde finanțarea este la un nivel scăzut sau chiar absentă. Astfel de probleme sunt și la noi, dar știu că sunt și la dumneavoastră. Conduceți un colectiv harnic, un colectiv priceput, dar mai ales un colectiv îndrăgostit de lumea vegetală, sub toate aspectele ei, un colectiv pasionat de meserie și de spațiul în care își desfășoară activitatea. Am avut ocazia să fac această constatare anul trecut, când am avut onoarea să vizitez Grădina Botanică din Chișinău și am fost foarte impresionată de tot ceea ce am văzut. De aceea sunt convinsă că veți putea face față tuturor provocărilor și veți dezvolta instituția pe care o conduceți în continuare așa cum merită. Mult succes și mulți ani cu realizări depline Grădinii Botanice din Chișinău. Cu deosebită considerație, Paulina Anastasiu. Și noi, colegii toți de la București, suntem alături de dumneavoastră, vă urăm la mulți ani și suntem cu sufletul acolo. Doamna doctor, eu vă mulțumesc foarte mult și de asemenea vă mulțumesc și pentru suportul și pentru tot sprijinul acordat și sper că noi ca membri ai Asociației Grădinilor Botanice din România vom avea împreună și cu dumneavoastră și cu Grădina Botanică din Iași și cu celelalte grădini botanice proiecte frumoase și de anvergură care într-adevăr să putem
consolida infrastructura grădinilor botanice și, de asemenea, infrastructura de cercetare, să ne raliem la infrastructurile europene pentru a face față la noile provocări. Vă mulțumim foarte mult pentru mesajul de salut și pentru urările de bine. Bun. În continuare, vreau să ofer cuvântul domnului rector Eduard Coropceanu, dacă este printre noi. Rectorul Universității de Stat din Tiraspol nu mai este. Am să văd pe colega noastră, doamna directoare Svetlana Codreanu de la Institutul de Microbiologie. Vă salut și vă urez un cuvânt de salut ca care vreți să, probabil să ne lurați nouă. Mulțumesc mult! Eu cu cea mai mare plăcere salut toți participanții la această conferință și transmit mesajul de felicitare din partea Institutului de Microbiologie și Biotehnologie pentru colegii noștri de la Grădina Botanică Națională Alexandru Cibotaru, cele mai sincere mureri de bine, cu ocazia frumoasă a aniversării de 70 de ani la fondare. Este o ocazie de a aduce omagiu științei botanice din țara noastră, de a ne exprima admirația pentru realizările colectivului în domeniul geobotanicii, paleobotanicii, sistematicii, anatomiei, citogeneticii și în biologiei plantelor, silviculturii, conservării biodiversității și folosirii raționale a resurselor digitale de pe meleagul nostru. Vă mulțumim, dragi colegi, pentru cartea verde de vizită pe care am dăruit-o capitalei noastre. Vă admirați pentru contribuția pe care o aduceți la salvarea patrimoniului natural al planetei. Vă urăm multă sănătate, inspirație, putere de plină de creație și aprecierea bine meritată. La mulți ani! Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Svetlana Codreanu. Cuvânt de salut îi se oferă doamnei doctor Cabilitat Aculina Râcu, directorul Institutului de Chimie. Din punctul domnule președinte al Academiei de Științe, mulțumesc domnule director doctor Ion Rosca, un cuvânt de salut în numele întregului colectiv al Institutului de Chimie. Împlinirea frumoasei aniversări de 70 de ani de la formarea grădinii botanice constituie un urmat privilegi de a adresa întregului colectiv al acestei prestigioase instituții pe care, în onoare, o conduce domnule director, cele mai calde felicitări însoțite de urări de bine, succese și noi realizări în promovarea științei pentru prosperarea societății noastre. Pregătirea profesională, deschiderea, competența, erudiția, identificarea și viziunea lucrurilor prin prisma cunoașterii și adevărului a colaboratorilor grădinii botanice raționale v-au atașat astăzi în lista instituțiilor următorii naționale și internaționale. Grădina Botanică Națională rămâne mereu tânără prin aspirațiile și rezultatele sale moderne performante în pas cu cerințele vieții de astăzi. Apreciem faptul și ne gândim că pe parcursul anilor cercetătorii Institutului de Chimie au avut o colaborare eficientă cu întreg colectivul Grădinii Botanice Naționale și sperăm și la o colaborare la fel de frumoasă și fructuoasă și pe viitor. La acest ceas aniversar aș dori încă o dată să vă urăm tuturor celor care activează și care au activat pe parcursul anilor în cadrul Grădinii Botanice Naționale multe sănătate, continuitate în tradiții de cercetare, dezvoltare și ascensiune spre noi realizări studioase. La mulți ani! Doamna profesor, eu vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult și într-adevăr noi ne uităm larg deschis pentru noi colaborări pe care le-am inițiat cu Institutul de Chimie. Vă mulțumesc pentru tot suportul și pentru tot sprijinul acordat.
În continuare, vreau să ofer cuvânt directorului general ANACEC, domnului doctor Andrei Chiciu. Stimate domnule director, petiția dumneavoastră cu domnul Iesu că retragem la 10, întrebăm într-o nouă ședință, ce se continuare în activitatea dumneavoastră cotidiană? Stimați colegi, încă o dată, vă felicitez pentru colegii noștri de demodare și pentru dumneavoastră. Domnule ministru, vă mulțumim și noi foarte mult pentru prezența și pentru cuvintele călduroase pe care ne le-ați transmis. Vă mulțumesc! Dar și eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, mult succes în continuare și lucrări frumoase, realizări frumoase. Vă mulțumesc și o zi bună! Da, Dumnezeu, vă mulțumim! Domnule doctor Andrei Chiciuc, vă ofer cuvântul, vă rog foarte mult! Stimați domnule director Ion Roșca, domnule președinte al Academiei de Știință, onorată asistență, cu prilejul împlinirii a 70 ani de la votare cu Grânii Botanice Naționale, Institut Alexandru Cimotato, în numele Agenției Naționale de Siguranță de Execuție de Educație și Cercetare, transmitem ce să conformă conducerii tuturor angajaților de Grânii Botanice, precum și participanților la conferința științifică, cele mai sfinte felicitări și urmări de bine. În vorbim de grădina botanică, gândul ne duce la cele peste 100 de hectare de pomi și plante, ale cărora începutul a fost pus acum 55 de ani pe hotărârea Sovietului de Ministri, din septembrie 1966, hotărârea pe care a fost repartizat în teren nou pentru proiectarea și producția actuală de vin botanic național. De parcursul anilor, grădina botanică a devenit un parte de cercetare, o platformă care a permis desfășurarea cercetărilor botanice sistematice în Republica Moldova. În același timp, grădina botanică a devenit un spațiu de refugiu în anii frumosului pentru cetățenii Chișinăului, dar nu numai. Toți cei care au trecut pragul grădinii botanice nu putem să nu remarcăm dragostea cu care au fost create și continuă a fi întreținute și extinse expozițiile Institutului. Rozarul, leanarul, orhideile, pinarul, câteva denumiri care sunt în memoria noastră a tuturor, acestea reprezentând oase naturale create cu grijă, în care noi cetățenii continuăm să acumulăm energie pozitivă, iar cercetătorii de grădini botanice trebuie să facă nodula și responsabilă activitate de cercetare. În timp, grădina botanică Institut a devenit una din cele mai importante instituții de cercetare în domeniul biologiei și botanicii din Republica Moldova. Rezultatele remarcabile ale cercetărilor științifice, recunoașterea internațională, valoarea publicațiilor științifice, colecțiile de pomi și plante, numeroși cercetători formați în cadrul grădinii botanice, ne convinc că Institutul a reușit să devină un centru de excelență în cercetare, inovare și educație, un catalizator pentru cercetările botanice în Republica Moldova. Suntem convinși că grădina botanică Institutul Alexandru Cimotaru este un deplin pregătit pentru a face față provocărilor prezentului și viitorului, continuând a fi orientată către cercetare și promovare a frumosului în viața noastră cotidiană. În semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru promovarea culturii calității în cercetare și inovare, cu prilejul a 70 de ani de la fondare, ANACEC cernează diploma de recunoștință Institutului Tăxibene, domn director în scurtit, va ajunge la dumneavoastră la Institut. Dar în acest context este necesar să menținăm și aportul decisiv a domnului director și al angajaților de grădini botanice în crearea scoarului în fața sediului ANACEC, lucrare care zilnic ne înfrumusețează activitatea, lucru pentru care noi vă mulțumim foarte mult și suntem recunoscători. La mulți ani de grădina botanică, mult succes și sănătate participanților la conferința științifică organizată cu acest frumos prilej. O zi bună pentru noi! Domn director, și noi vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele acordate de felicitare și la mai mult și la mai mare. Stimați colegi, în continuare vreau să ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Ungureanu Laurenția, care este printre noi, sau mai bine zis în mediul online la momentul actual. Doamna Laurenția, ne auziți?
domnie a fost întotdeauna alături de Grădina Botanică Institut cu cercetările care sunt întotdeauna cu tangență la ariile naturale protejate, la ecosistemele silvice care sunt și în vizorul Institutului de Zoologie. Noi am avut întotdeauna tot la tot în vederea protecției și evidenței speciilor care sunt atât de radicate. Probabil, însă, asta sunt și neajunsurile transmisiunilor online. Doamna Laurenția, a dispărut zgomotul. Nu ne auziți. A dispărut și sunetul. Prin gesturi, da. Vă mulțumim. Bine. Institutul de Zoologie întotdeauna este deschis de colaborare pentru a soluționa problemele cu care se confruntă societatea în domeniul activitatea nostru și al dumneavoastră. Mulți ani pentru Grădina Botanică Institut și pentru colaboratorii acestora. Vă mulțumim foarte mult, doamna Laurenția. Ne pare rău că nu putem fi împreună, dar vă zic, timpurile sunt vitregi și asta este. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul doctor Leșanu, vă rog foarte mult. Stimate domn Sedilia Academiei de Științe, stimate domn director al Grădinii Naționale Botanice Institut, onorată asistență aici în sală, cât și cei la distanță, am o deosebită plăcere să fiu astăzi prezent în incinta Grădinii Botanice. Și vreau să vă spun sincer, nu sunt cuvinte simple, dar sunt cuvinte foarte emotive. Fiindcă aceleași sentimente le-am simțit atunci când am pășit în grădina botanică Caroline din Uppsala. Exact aceleași sentimente le-am când am revenit aici la grădina botanică, de care mă leagă foarte mult, atât personal cât și instituțional. Spuneam domnul director că anume în această incintă, în această sală, am susținut lucrarea de doctorat, chiar dacă am realizat-o la Institutul de Genetică, tot aici a susținut lucrarea de doctorat și de soția mea, la care evident că țin foarte mult, chiar dacă și-a făcut lucrarea iar în Institutul de Genetică, dar ne leagă foarte mult și instituțiile noastre, Universitatea de Stat din Republica Moldova și Facultatea de Biologie și Pedologie pe care o reprezint. Pe parcursul anilor, chiar de la începutul fondării grădinii botanice, ne leagă foarte mult, ne-am ajutat și ne ajutăm reciproc. Colectivul grădinii botanice permanent este alături de noi și ne-a oferit cadre didactice, cadre științifice, conducători de teze de licență, masterat, doctorat, președinți Comisiei de Susținere a Tezelor de Licență și Master, șef de catedre și numeroase colaborări științifice. Și noi, la drept din tot, am stat alături, am ajutat și noi, sperăm noi, în măsura posibilităților noastre, prin pregătirea cadrelor, care cu timpul în grădina botanică au devenit personalități și ne mândrim cu aceasta, fiindcă aveți printre rândurile dumneavoastră a colectivului care aveți onoarea să o conduceți numeroși absolvenți a Facultății de Biologie și Pedologie. Dar să vă spun sincer, am avut și foarte multe aplicații practice pe teren, chiar pe timpul domnului academician Alexandru Cibotaru și fiind student și mai apoi director asistent, am participat și la sădirea copacilor și la formarea aleilor și la curățarea lacului care acum este o perlă a grădinii botanice. De aceea, sincer, sunt foarte emoționat că sunt prezent astăzi, dar să nu uit de ce am venit. Am venit în primul rând și să dau știre mesajul de salut și de felicitare din partea Senatului Universității de Stat din Republica Moldova și îmi permiteți să dau citire acest mesaj de felicitare.
În numele Senatului Universității de Stat din Moldova, vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul celei de-a 70 aniversări de la fondarea Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Cibotaru. Onorați colegi, ținem să menționăm că pe parcursul activității acestei instituții prestigioase, colaboratorii ei au manifestat în repetate rânduri o ținută științifică demnă, fapt ce i-a marcat distingerea printre cele mai valoroase centre de cercetare și educație din domeniu, nu numai la noi în țară, dar și peste hotare. Elocvente în acest context sunt și școlile științifice fondate cu prestigiu național și internațional, ai căror cercetători au contribuit la organizarea ecologico-sistematică a grădinii botanice cu amplasarea grupărilor de plante în stil de landșaft. Un cuvânt special de admirație merită colaboratorii instituției dumneavoastră, domnule director, aceștia prin vasta lor activitate soluționând probleme stringente și obținând rezultate notorii, inclusiv conservarea și utilizarea durabilă a lumii vegetale, introducerea și valorificarea potențialului genetic al plantelor fragere, veterinarea unor specii de plante valoroase pentru economia națională, elaborarea unor tehnologii de cultivare și introducerea plantelor în condițiile Republicii Moldova. O pagină pe veci în patrimoniu instituției constituie și lucrările științifice ale cercetătorilor, materiale onorabile pentru oricine din savanți și printre care ați reușit să argumentați necesitatea conservării ecosistemelor naturale. Dragi colegi a Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Cibotaru, este un adevăr incontestabil faptul că ați contribuit la formarea unei pleiade noi de doctori în domeniu, cercetori talentați, îndrăgostiți și captivați de miracolele științelor biologice. Prin aportul dumneavoastră ați asigurat dezvoltarea investigațiilor științifice fundamentale și aplicative din cadrul Grădinii Botanice, fortificând capacitățile instituționale și transformând această instituție într-o instituție model. Cu o sinceră deci mândrie de stinși colegi, vom sublinia faptul că între Universitatea de Stat din Moldova și Grădina Botanică Națională Institut există o colaborare de-a lungul anilor și în special cu Facultatea Biologiei și Pedologie. Decanatul acestei instituții apreciind la justa valoare faptul că printre meritoși instituții dumneavoastră se află absolvenți acestei instituții pe care am menționat deja și pentru toate celelalte, pentru toate calitățile deosebite pe care le-ați demonstrat, pentru verba care a fost și va rămâne un bun catalizator al tuturor proceselor inițiate, colegial, vă mărturisim, sunteți originali și vă asigurăm de atitudinea noastră deosebită pentru implicarea activă în a colaboratorului instituției dumneavoastră în soluționarea diverselor probleme ce țin de valorificarea și conservarea resurselor naturale. Cu prilejul împlinirea 70 de ani de la fondarea Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Cibotaru, Universitatea de Stat din Moldova vă urează mulți ani, sănătate, noi forțe creatoare, în luarea cu asalt a culmilor științei, într-o binele prosperării țării. La mulți ani, președintele Senatului Universității de Stat, doamna profesor Mircea Cotilă Dandar. Istoria Universității, deci vă transmit la fundă. Vă mulțumesc foarte mult și spre noi prosperități împreună cu Universitatea de Stat din Moldova. Vă mulțumesc foarte mult. Da. Vă mulțumim. Stimați colegi, noi să continuăm cu cuvintele de salut și invit la tribună pe doamna doctor habilitat, doamna Calau, din partea Universității de Stat de Medicină Nicolae Pistimițeanu. Vă rog, doamna profesor. Bună ziua, domnul președinte, domnul director. Cu mare drag mă adresez colectivului Grădinii Botanice Naționale, Alexandru Cibotaru, și invitați. În acest mijloc de sezon autumnal, bogat, catifelat, colorat, aveți toată admirația, vin cu plecăciuni, cu cuvânt de salut, de felicitare, din partea colectivului Catedrei de Farmacognozie și Botanică Farmaceutică și din partea colectivului Facultății de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pistimițeanu. Cu prilejul acestei aniversări de 70 de ani a Grădinii Botanice,
vă aducem un omagiu de recunoștință pentru activitatea prodigioasă pe diferite direcții de cercetare ale plantelor, pentru fondarea și menținerea colecțiilor de plante, expozițiilor tematice și construirea acestei instituții de cercetări științifice, care astăzi reprezintă un muzeu natural de circa 10.000 de specii de plante și de varietăți, care au o deosebită valoare a patrimoniului național. Țin să menționez școlile științifice fondate de profesioniști de valoare, modele de îndrumători pentru tineret în cadrul acestei instituții, care și-au adus aportul considerabil la pregătirea generațiilor de botaniști specialiști pe diferite domenii de cercetare, care astăzi realizează studii biologice, complexe și actuale, în colaborare cu cercetătorii științifici interesați de studiul plantelor medicinale din diferite instituții științifice din țară, de peste hotare și inclusiv cu colaboratorii facultății noastre, care avem o colaborare exprimată prin contracte, prin teze de licență, prin cercetări comune. Remarcăm cu satisfacție străduința dumneavoastră de a munci cu abnegație și pasiune, fiindcă plantele nu poți astăzi să le iubești, dar mâine nu, necesită o atenție deosebită, constructivă. Astăzi reprezentați instituția de bază în studierea introducției și aclimatizării plantelor, un monument unical al arhitecturii peisagistice a secolului 20 din Republica Moldova. Exprimăm toată convingerea că forța de muncă, responsabilitatea, onestitatea și profesionalismul, energia și altruismul care caracterizează profesioniștii colectivului vă vor aduce cu prisosință și în viitor respectul colegilor și tuturor celor care vă conduc. Sunteți la o vârstă înfloritoare, caracterizată prin înțelepciune, experiență, vă dorim vitalitate, proliferare, ca în viitor să lăsați drum verde cum ați lăsat întotdeauna și să aveți un drum verde în viață întotdeauna. La mulți ani! Vă mulțumim foarte mult! Asta este adresa din partea colectivului Catedrii și Facultății și niște simboluri din partea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae. Profesor, vă mulțumesc foarte mult și suntem bucuroși că sunteți printre noi în această zi aniversară. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, permiteți-mi să invit reprezentantul Institutului de Genetică, pe doamna doctor Eugenia Dobândă, secretar științific. Vă rog frumos, doamna Eugenia. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Emoțiile de multe ori se spun, cuvânt. Bună ziua tuturor! Mult stimate domnul președinte al Academiei de Științe, domnul director, participanță la conferință științifică și consacrată a 70 de ani de la fondarea grădinii botanice, vin cu un mesaj de felicitare din partea Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor. Grădina botanică, la vârsta de 70 de ani, s-o poate o instituție tânără, însă aveți cu ce vă mândri. Dispuneți de o multitudine de colecții, o bancă de germoplasmă utilă pentru cercetările efectuate în cadrul grădinii botanice. Deci, ce vreau să spun, sunteți ca o carte de vizită pentru oraș, pentru țară. Sunteți apreciați la nivel înalt de specialiști, dar cred că sunteți și mai apreciați vizitatorii care îi aveți zilnic, mai ales în weekend. Colectivul Institutului de Genetică vă dorește realizări în continuare, sănătate, posibilități de a oferi oportunități tinerii generații pentru a avea o continuitate în următorii ani.
Deci vă dorim succese, realizări și la mai mult și la mai mare. Din partea institutului vă oferim această... Doamna Eugenia, vă mulțumesc foarte mult. Noi fiind vecini de instituții, mereu avem colaborări frumoase și așa ne-am marcat timpul și așa să rămână în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, la mai mult și la mai mare. Succes în continuare! Stimați colegi, domn președinte are o altă ședință la orele 11. Îi mulțumesc pentru participare, pentru distințele care și pentru aprecierea care ne-ați oferit-o. Să dea Dumnezeu să cuvintele frumoase spuse de dumneavoastră să ia energie pozitivă, ele de fapt au fost și transmise cu energie pozitivă, să ia rădăcini într-un cuvânt și să mergem pe râmul cunoștințelor și al bunelor practici într-un cuvânt. Multă sănătate și succes în continuare! La revedere! Vă mulțumesc, domn președinte! Vă mulțumesc! Noi în continuare vreau să ofer cuvânt domnului doctor habilitat Ion Mereuță, directorul Institutului de Sanocreatologie. Domnul profesor, vă rog foarte mult. Stimate domnule director, stimați cercetători, colaboratori, savanți a Institutului de Floră a țării noastre. Institutele, ca și oamenii, au ziua lor de naștere sau de fundare și au viața lor. Este clar lucrul acesta. Institutul dumneavoastră este cunoscut de toată populația țării, de toți copilașii, de toți studenții, toți adolescenții și de noi cei care mai toți. Pentru 70 de ani, acest popas în timp, poate nu este o vârstă pentru o instituție așa de mare, dar realizări foarte frumoase. Noi, ca medici, ca savanți, și chiar din virtutea exercitării mele ca director acestui institut de sănătate, nu știam multe despre grădina botanică. Dar am aflat. Și tot timpul mai stau alături la ședințele noastre cu domnul director, la Consiliul Directorilor, și mă gândeam să fac o vizită ca să învăț câte ceva. Iată, uitați-vă, omul contemporan, omul și natura, omul și viața. Dacă noi spunem că Homo sapiens sau Homo dignissimus, acum m-am convins astăzi despre Homo digitalus. Cum corelează acest om și viața contemporană cu flora noastră? Cine are grijă de biodiversitate, flori, de păstrarea ei? Am greșit și am plecat la Institutul de Alături de Genetică. Nu știam că am venit aici cu domnul conferențiar Caraoș și am făcut o vizită așa, o plimbare. Acesta este un institut unical din toate punctele de vedere. Aici trebuie un manager polivalent, care ar interpreta în sine multe, multe aptitudini pe care domnul Roșca le are și care duce acest institut mai departe. Eu vreau să colaborez cu dumneavoastră, fiindcă eu mă ocup cu sănătatea, evident și cu medicina, sunt lucruri foarte diferite, și m-a rugat domnul academician Teodor Furdui să vă aduc sincere felicitări cu acest popas în timp, cu această aniversare a Institutului și din partea la toți colaboratorii Institutului nostru. Vă doresc, în primul rând, sănătate, că este cea mai mare valoare a omului și a omenirii. Doi, creativitate. Trebuie să produceți, aveți foarte multe lucruri în țara noastră, ca să păstrați ceea ce am avut și ceea ce trebuie să avem. Să aveți prosperitate,
să fiți apreciați. Când, într-adevăr, cum a spus și domnul academician și alte vorbitorii mei, grădina botanică ca institut de cercetare, da, dar e carte de vizită a Moldovei, e carte de vizită a Chișinăului. Aici multe familii au luat loc aici, pe cât noi cunoaștem, și mulți vizitatori, da, în zilele sâmbătă și duminică aici sunt, care învață tot timp că acest institut educă societatea noastră ca să păstrăm ceea ce e frumos în jurul nostru. De aceea eu vă aduc din partea colectivului Institutului Fiziologiei și Sanocreatologiei cele mai sincere salutări și să aveți dumneavoastră progres în ceea ce faceți dumneavoastră. Fiindcă faceți pentru țară, pentru știință și pentru popor. Mulți fericitări! Domn director, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Transmiteți salutări și dumneavoastră din partea noastră la tot colectivul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie și în persoana, desigur, în persoana domnului academician Teodor Furdui. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, vreau să invit pe domnul Anatolie Prochnițchi, prin vicepreședinte a Partidului Verde Ecologist, cu un cuvânt de felicitare. Vă rog! Bună ziua! Bună ziua, domn director, doamnelor și domnilor! Vrem să vă adresăm sincere felicitări Grădinii Botanice Naționale pentru munca titanică și eroismul pe care îl manifestați în păstrarea florii și științei în Republica Moldova. Cunoaștem foarte bine că dumneavoastră nu sunteți finanțați, așa, și necătând la aceasta, dați dovadă de rezultate foarte mari. Și o apreciere aparte, vreau să vă zic, antivorbitorii au vorbit, vreau să vă zic din experiența mea. La inițiativa colegului nostru și a Grădinii Botanice Naționale și a Partidului Verde Ecologist, Alexei Palancean, când am avut delegații din Marea Britanie, din Suedia, din Germania, din Italia, din Bulgaria, noi tot timpul am venit la Grădina Botanică. Nu, Bicova în primul rând și aici. Și vreau să vă zic că mulți au rămas uimiți că în Moldova este așa ceva. Și aveți un spectru foarte bogat. Ceea ce dovedește că Grădina Botanică Națională are un potențial foarte mare, atât local cât și internațional. Și pe această cale vă dorim multă sănătate, succese și guvernanții, indiferent de culoarea politică, să invitați, vă rog, să vie obligatoriu la Grădina Botanică, poate și la Parlament, ca să înțeleagă cine sunteți pentru Republica Moldova, ce faceți și de ce trebuiți susținuți. Și eu cred că în condițiile schimbărilor climatice îl înțelege mai bine. Vă dorim succese, sănătate și bravo! Domnul Anatolie, stimați colegi, eu vreau să întreb dacă mai sunt doritori de a veni cu un cuvânt de salut, inclusiv și cei din mediul virtual. Dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de felicitare. În continuare, vreau să dau citire și mesajelor care au venit de la alte instituții de cercetare cu care avem contracte de colaborare, și anume din partea Grădinii Botanice, din partea Grădinii Botanice din București a venit și un cuvânt de felicitare. De asemenea, din partea Rezervației Științifice Naturale Codri
avem un mesaj de felicitare, nu le dau citire la toate, doar le enumăr. De asemenea, vreau să mulțumesc domnul profesor universitar Dr. Costel Samuil, Universitatea de Științe Agricole, Medicină Veterinară Ioan Ionescu de la Brad, Iași. De asemenea, prin faptul că a transmis un cuvânt de felicitare grădinii botanice și avem un cuvânt de felicitare din partea Universității de Științe Agricole, Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, prin persoana domnului profesor universitar Dr. Costică Ciontu și mesajul de felicitare din partea Universității Agrare de Stat din Moldova, domnului rector și a domnului decan, doctor conferențiar universitar Mihail Gadibadi, Facultate de Inginerie Agrară și Transport Auto. Prin urmare, stimați colegi, vreau să dau citire și vreau să anunț în același timp că din partea Parlamentului Republicii Moldova, grădinii botanice au fost oferite mai multe diplome, și anume, diplomă de gradul 1, domnului doctor habilitat Ion Comanici, diplomele sunt la noi, diploma de gradul 1, subsemnatul, diploma de gradul 1, doamnei doctor Nina Ciorchină, diploma de gradul 1, doamna doctor Marcica Colțun, diploma de gradul 1, doamnei doctor Tatiana Sârbu, diploma de gradul 1, domnului Vitalie Mâțu, diploma de gradul 2, domnului doctor Pavel Plânzaru, diploma de gradul 2, domnului doctor Vasile Bucățel, diploma de gradul 2, domnului doctor Ghina Voineac, diploma de gradul 3, domnului Viorel Rivaneac și diploma de gradul 3, domnului Dumitru Mațcan. Vă mulțumesc foarte mult. Totodată, vreau să menționez faptul că prin hotărârea Administrației Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Ciubotaru am inițiat un trofeu Alexandru Ciubotaru, care în premieră vreau să-l înmânez la 3 persoane, deci este o premieră acum. Este vorba de trofeul Grădinii Botanice Naționale Institut Alexandru Ciubotaru, care urmează în continuare să pregătim și un regulament și să-l stilizăm, să avem ca o instituție care are deja 7 decenii, așa cum a fost menționat. Dar acum se prezintă acest trofeu doamnei doctor Ciorchină Nina. Doamna Nina, vă rog foarte mult, pentru noi. Vă mulțumesc, doamna Nina, pentru toată activitatea dumneavoastră pe parcursul la mai mulți ani, la mai mult și la mai mare. Doamnei doctor Tatiana Sârbu, doamna Tatiana, eu știu că dumneavoastră sunteți foarte modestă în suflet și prin toate acțiunile dumneavoastră, dar primiți cu cel mai mare respect acest trofeu. Vă mulțumesc! Și al treilea trofeu, dar cu regret nu este printre noi, domnului doctor Teleuț Alexandru, care am să-i transmit ulterior trofeul respectiv. Cu aceasta, noi am ajuns la finele, conform programului, a mesajelor de salut. Urmează în continuare comunicările științifice. Onorată asistență, mulți stimați colegi, permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi să aduc prin prezentarea respectivă cele mai importante, de fapt ele sunt foarte restrânse, doar timpul este limitat, din istoria și din realizările grădinii botanice. Drumul fondării și dezvoltării grădinii botanice a fost unul lung și sinuos, cu urcușuri și coborâșuri ce păreau uneori de neprețuit. La 1 septembrie 1950, în conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova, în componența filialei moldovenești Academiei de Științe, a fost declarată fondarea grădinii botanice, pentru construcția căreia a fost alocat terenul de 77,6 hectare în partea de vest a municipiului Chișinău, pe valea râulețului Durlești, astăzi
Parcul Municipal de Îndrare. Până atunci, timp de aproape 3 ani, în cadrul bazei de cercetări științifice a Academiei de Științe din Moldova, a activat sectorul de botanică sub conducerea profesorului Andreev, care a pus începutul studierii florei și faunei moldave. Conform unor relatări istorice, deja în al cincelea an de la începutul lucrărilor de construcție pe terenul alocat s-au ivit un șir de factori negativi. Despre aceasta a menționat primul director al grădinii botanice, membrul corespondent Tatiana Gheidema, în raportul său privind mersul lucrărilor de construcție în perioada anilor 1951-1955. În acest document istoric au fost scoase în evidență schimbările progresive ale multor factori ecologici, inclusiv cei pedohidrologici care au înrăutățit condițiile de dezvoltare a unor specii de arbori și arbuști. Cu profundă recunoștință, e momentul de asemenea să amintim și să mulțumim botaniștilor pioneri care au tras prima brazdă și au înfruntat un șir de greutăți și probleme neordinare în inițierea cercetărilor botanice sub conducerea candidatului în științe biologice, regretatei doamnei Tatiana Gheidema, împreună cu colegii și cercetătorii din Breaslă, cum urmează: Bela Holodenko, Nina Șaro, Bronislava Ivanova, Zoia Ianușevici, Petru Leontiev, Vera Nesterenko. În anul 1964, Prezidiul Academiei de Științe a Republicii Sovietice Socialiste din Moldova l-a propus la conducerea grădinii botanice pe candidatul în științe biologice Alexandru Ciubotaru și a susținut propunerea de a identifica un nou teritoriu mai favorabil pentru crearea unei noi grădini botanice. Prin dispoziția Sovietului Miniștrilor din 27 septembrie 1965, cu numărul 919, Academia de Științe a repartizat pentru construcția actualei grădini botanici un nou teren cu suprafața de 104 hectare, situat în partea de sud-est a municipiului Chișinău. Proiectarea complexului grădinii botanice, prima etapă 1965-1967 și a doua etapă 68-1970, a fost încredințată Institutul de Proiectare din Leningrad, unde a activat renumitul arhitector principal Timașcov. Construcția verde pe actualul teren a fost începută în anul 1972, fiind urmată în peste 3 ani, 1975, de construcția capitală. Și cum se zice, omul sfințește locul, tânărul și înaripatul director Alexandru Ciubotaru a pus temelia proiectării și fondării actuale grădini botanice. După părerea multor specialiști, teritoriul selectat prezintă un landșaft care reproduce în miniatură relieful Republicii. Prezența grădinii botanice la intrarea în capitală constituie o carte de vizită a oricărui oaspete. Peisajul teritoriului cu cascada de lacuri creează o fascinantă imagine peisagistică. Condițiile pedoclimatice pe deplin favorizează dezvoltarea vegetației terestre, introducerea și conservarea unui bogat genofond de plante, menținerea unei semnificative biodiversități. Proiectarea și implementarea proiectelor dendrologice a diferitor expoziții și colecții de plante, precum și schițele de lucru, au revenit colectivului grădinii botanice. În acest context, țin să amintesc cu sentiment de demnitate și noblețe directorii care au contribuit nemijlocit la crearea și dezvoltarea grădinii botanice. Și anume, membru corespondent Tatiana Gheidema, director în perioada 1950-1964, academicianul Alexandru Ciubotaru, 1964-1987, 1996-2006, academicianul Andrei Negru, 1988-1996, doctorul în științe agricole Alexandru Teleuță, 2006-2018 și subsemnatul până în prezent. Vorbind despre construcția și dezvoltarea grădinii botanice, este necesar să accentuăm rolul determinator al academicianului Alexandru Ciubotaru, personalitate marcantă a botanicii autohtone, care a contribuit substanțial la crearea ei ca instituție științifico-culturală, numele căruia cu mândrie îi poartă astăzi Grădina Botanică Națională, Institut Academicianul Alexandru Ciubotaru. Fiind în fruntea acestei aproape 45 de ani, a dat dovadă de calități manageriale impecabile, despre care vorbea și domnul profesor Mereuță, calitățile care sunt necesare unui manager în cadrul grădinii botanice.
Fiind în fruntea acestei aproape 45 de ani, a dat dovadă de calități manageriale impecabile, manifestându-se ca un excelent organizator și un administrator ambițios. Pentru dumnealui, construcția grădinii botanice a fost cea mai importantă preocupare care e consacrat practic întreaga viață. Noi, cei care continuăm să dezvoltăm această operă vie, concepută de dumnealui, vom avea grijă să o menținem și să o ridicăm pe noi făgașe, aliniindu-o la standardele unei grădini botanice europene. Cu prețuire și apreciere, doresc să menționez personalitățile care au contribuit nemijlocit atât la crearea cât și la dezvoltarea ulterioară a grădinii botanice. Academicienii Alexandru Ciubotaru, Andrei Negru, Vladimir Râbin, Boris Matienco, profesor universitar Vladimir Andreev, membru corespondent Tatiana Gheidiman, Vasile Șalaru, doctor rehabilitații Onco Manici, Victor Sava, Vasile Florea, Mihail Bodru, Ștefan Topală, Ion Rudenco, Gheorghe Postolache, Ana Ștefârță, Valentin Celar, Valentin Codreanu, Ștefan Manic și Alexei Palancean, doctori Ion Simonov, Constantin Andor, Capitolina Doreninova, Alexandru Teleuță, Vasile Bucățel, Valentina Țâmbală, Natalia Toderaș, Vasile Cecoi, Ștefan Lazu, Nina Ciorchină, Valentina Cantemir, Eugenia Manic Cernei, care ieri seara m-a telefonat și mi-a transmis urări de bine și de sănătate mie și la tot colectivul de din votare. Eugenia Dașchevici, Elizaveta Onica, Tatiana Izvestrea, Pavel Pânzaru, Tatiana Sârbu, Svetlana Manole, Marcica Colțun, Vecislav Ghentov, Nina Ciocărlană, Ina Voineac, Victor Țiței, Ludmila Creștinina, Alina Putkovski, Muștuc, Alina Miron, Aliona Miron și alții. La baza proiectării și construcției grădinii botanice a fost pus principiul ecologo-sistematic cu distribuirea speciilor de plante pe familie. În majoritatea cazurilor, grupurile de plante au fost amplasate în stil de landșaft, fapt ce facilitează orientarea pe teren și studierea vegetației, totodată corespunzând cerințelor compoziționale estetice și exigențelor ecologice ale speciilor de plante. În decursul anilor, a fost construit blocul de laboratoare, create colecții și expoziții de plante precum sunt dendrariul, pinariul, flora Moldovei, grădina de trandafiri, grădina de pom cu creștere dirijată, grădina alpină, grădina de piatră, grădina de liane, sectorul de floricultură, sectorul de resurse vegetale, sectorul de plante tropicale, subtropicale, etc. În centrul grădinii botanice au fost construite 4 lacuri decorative cu apă curgătoare. Principala sarcină a colectivului a fost și este mobilizarea și introducerea diferitelor specii de arbori și arbuști, plante floricole, aromatice, medicinale, furajere și tehnice. Totodată au fost efectuate cercetări sistematice privind flora și resursele vegetale ale Moldovei, elaborate bazele științifice ale creierii și amenajării spațiilor verzi. O deosebită atenție a fost acordată pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare, care și-au dus aportul la construcția grădinii botanice obiectiv arhitectural peisager conform cerințelor științifice. Anii ce au trecut au fost ani de lucru activ al colectivului în ansamblu, în umbra cărora se ascunde dăruirea, tenacitatea și perseverența depusă de către 3 generații de botaniști, ani de succes care s-au soldat cu fondarea grădinii botanice de astăzi, care răsplată pentru eforturile depuse în realizarea acestui unical obiectiv de importanță națională. Este momentul oportun să menționez principalele realizări ale grădinii botanice, sau mai bine zis, unele din principale, obținute pe parcursul de celor 70 de ani de activitate și care au devenit deja fapte istorice și un incontestabil patrimoniu al științei și culturii Republicii Moldova. Prin urmare, inventarierea florii spontane a Republicii Moldova, în urma care au fost descrise peste 1900 specii de plante superioare, descoperirea și descrierea circa 150 de specii de plante fosile, determinarea structurii taxonomice a circa 2000 de specii de alge, raionarea geobotanică a grădinii a vegetației Moldovei, formularea noilor principii ale gametogenezei, fondarea teoriei homeostatice și a dublei fecundări, pașaportizarea careologică a plantelor monocotiledonate de cultură și a unor plante din flora spontană, acumularea din diferite regiuni geografice a circa 10.000 de specii, forme, varietăți, ecotipuri de introducenți, resinteza prunului de cultură. În grădina botanică au fost fondate și activează prestigioase școli științifice în domeniul geobotanicei,
prin membrul corespondent Tatiana Gheidemann, citoembriologiei plantelor, academicianul Alexandru Ciubotaru, anatomiei vegetale, academician Boris Matienko, alvologiei, membru corespondent Vasile Șalaru, paleobotanicii, academician Andrei Negru. Din anul 1975, în cadrul grădinii botanice, funcționează Consiliul Științific Specializat pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat în biologie la specialitatea botanică, în cadrul cărei au fost examinate tezele a circa 100 de doctori și peste 25 de doctori habilitați în diverse domenii ale botanicii contemporane. Continuând șirul succeselor, trebuie să menționăm și de introducerea în flora Republicii a circa 400 de specii de plante, fondarea Ierbarului Republican, ce include circa 200.000 de exicate, mobilizarea genofondului grădinii botanice cu circa 6.000 de taxoni. Un relevant succes sunt investigațiile în domeniul selecției și ameliorării plantelor, pe parcursul anilor fiind create și raionate peste 120 de soiuri de plante floricole, dendrologice, aromatice, medicinale, furagere, etc. Pe parcursul celor 70 de ani de activitate, Grădina Botanică a fost inițiatorul, organizatorul și co-organizatorul multor simpozioane, conferințe, congrese și întruniri științifice. Aici a avut loc Congresul 6 Uniunal al Societății Botaniștilor din fosta Uniune Sovietică, anul 1978. Două conferințe uniunale cu genericul Microscopie Electronică și aplicarea ei în studii botanice, în 1965-1981. Congresele 5 și 9 unionale referitor la embriologia plantelor, 6 simpozioane cu tema bazele științifice ale înverzerii localităților rurale și urbane, 1982-1997-2000, simpozionul internațional conservarea diversității vegetale in situ și ex situ, rolul grădinilor botanice. Un mare merit al grădinii botanice îl constituie pregătirea și editarea de monografii științifice care au devenit cărți de căpătăi apreciate în țară și peste hotare. Printre cele mai valoroase fiind apredilitele vâșâc rastenii, determinatorul plantelor vasculare, rastitele Nimir Moldavei în 5 volume, anatomia rastenii, embriologia cucuruză, ultrastructura plantelor, ultrastructura carotenoidoplastă, Romoplastov, embriologia vinagrada, embriologia foină, vodorasli Moldavei, lumea vegetală în 4 volume, floricultura, plante medicinale, dendrologia, flora Basarabiei, 2 volume, cartea roșii, 3 ediții, botanica forestieră, dendroflora Republicii Moldova, plante medicinale, botanica, ghid de ciuperci, lumea plantelor, serie de cărți, arele natural protejate de stat din Moldova în 4 volume, operele alese în 4 volume, în care lansarea cărora va avea loc astăzi. Colectivul Grădinii Botanice a elaborat și implementat în perioada anilor 2000-2020 numeroase proiecte dendrologice de importanță națională și regională, cum ar fi Complexul Memorial Cap de Pod Șerpeni, Complexul Monastic Curg și alte obiecte de importanță națională. Actual, în cadrul Grădinii Botanice Naționale este elaborat și publicat catalogul de semințe Index Seminum, care este expediat la circa 100 de instituții de profil din țară și străinătate, realizându-se astfel schimbul internațional de material biologic, pe baza cărora se îmbogățesc colecțiile Grădinii Botanice. Grație eforturilor depuse, la 8 mai 2001, Grădina Botanică a fost deschisă pentru publicul larg, asumându-și rolul esențial de centru de informare și educație ecologică a populației, prin organizarea și ghidarea numeroase excursii specializate, lecții, seminare și etc. Cu susținerea Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Mediului și Ambasadei Germaniei a fost achiziționat, montat și dat în exploatare sistemul de regare pe o suprafață de 40 hectare. Un obiectiv de viitor include mărirea acestei suprafețe. Actualmente, activitatea științifică a grădinii botanice este orientată spre studierea florii și a resurselor vegetale ale Moldovei, conservării biodiversității lumii vegetale, utilizarea pe scară largă a speciilor valoroase pentru economia națională, dezvoltarea de mai departe a grădinii botanice ca un prestigios centru științific și de educație ecologică, de propagarea artei peisagistice și amenajarea localităților urbane și rurale. Sarcina de bază a colectivului rămâne a fi mobilizarea și introducerea diferitor specii importante, arbore, arbuști, plante floricole, aromatice, medicinale, tehnice, energetice, furajere.
În scopul implementării elaborărilor științifice au fost pe parcursul anului elaborate și obținute proiecte de transfer tehnologic, proiecte bilaterale, proiecte internaționale și mai multe proiecte pentru tineri cercetători. De asemenea, vreau să menționez și ultimele proiecte care sunt de la donatori externi sau cu suportul donatorilor externi. O etapă importantă în cercetare a început în anul 2019, când colaboratorii Grădinii Botanice au obținut prin concurs finanțarea 5 proiecte de cercetare în cadrul a 2 priorități strategice, mediu și schimbări climatice și agricultura durabilă, securitatea alimentară și siguranța alimentelor. Rezultatele cercetărilor sunt în articole științifice, reviste și cărți de specialitate. Avem speranța că vom obține rezultate performante pentru știința națională cu implementare largă în economia țării. Tradițional, colectivul Grădinii Botanice organizează expoziții și târguri tematice care atrag un număr impresionant de vizitatori în scopul educației publicului și sensibilizării lui față de valoarea, diversitatea și farmecul lumii vegetale. Cu această ocazie sunt expuse diverse soiuri de crizanteme, plante decorative deosebite prin frunze și fructe, plante medicinale, aromatice, energetice, furajere și, desigur, că aranjamente florale. Valoroase și apreciabile sunt și suporturile de curs și practice la botanică, farmacologie, farmacognozie, destinate studenților de la un număr mai mare de colegi și universități cu care avem încheiate acorduri de colaborare. Grădina Botanică tradițional participă la un șir de activități legate de cercetare, educație, mediu, cum ar fi Ziua Mediului, Ziua Științei, Noaptea Cercetătorului European, organizând expoziții, ateliere de creație, excursii în serele cu plante tropicale și subtropicale, grădina de iarnă, blocul biotehnologic, de asemenea participarea la saloanele de invenție, InfoInvent și EuroInvent, în cadrul cărora majoritatea lucrărilor prezentate sunt apreciate cu medalii și trofee. În ultimii ani, Grădina Botanică a devenit gazda concursului Natura în ochii copiilor, organizând deja 2 ediții, în 2016 și 2018, care au adunat peste 200 de participanți din peste 30 de licee din Republica Moldova. Ca și orice organism viu, Grădina Botanică, cu regret, nu deține arme pentru a se putea apăra de fenomenele naturale extreme, cum a fost cazul ninsorilor abundente care s-au abătut asupra Republicii Moldova în zilele de 20-21 aprilie 2017, care au afectat grav genofondul de arbori și arbuști exotici decorativi din colecția Grădinii Botanice. În scopul diminuării acestor consecințe au fost întreprinse diverse acțiuni, începând cu cele de voluntariat, din partea unor instituții, printre care Centrul Național de Mediu, agenții economici ca Smart Tech System, Volta, universitățile, și am să dau citire, deoarece este foarte important celor care ne-au sărit în ajutor. Este vorba de Universitatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică din Tiraspol, Biroul Vamal Centru. Binevenit și apreciat a fost ajutorul și susținerea morală oferite de colaboratorii științifici ai Institutului Național de Cercetări Economice, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul Patrimoniului Cultural, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În aceeași perioadă, în mod deosebit, a fost marcată Ziua Internațională a Pădurilor, cu genericul Pădurea și Educația, astfel demărând o acțiune de voluntariat împreună cu liceele Mihai Marinciuc, Dante Alighieri, Mihai Sadoveanu, în cadrul căreia s-au efectuat numeroase lucrări de salubrizare și curățare a expoziției Vegetația Moldovei. În acele momente de grea încercare, Grădina Botanică a fost susținută și de Fondul de Rezervă a Guvernului, care a acordat un suport, astfel contribuind substanțial la restabilirea unor expoziții și colecții. O susținere financiară substanțială a inclus și proiectele acordate de programul de granturi mici ai Facilității Globale de Mediu, Fundația Prințului Albert de Monaco, care este în demarare acum, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Ambasada Slovacii din Republica Moldova.
obiectivul primordial al cărora a fost dezvoltarea și amenajarea grădinii botanice, care au contribuit esențial la reconstrucția dendrarului, expoziției Leonarului, Siringarului și la amenajarea generală a teritoriului instituției. Stimați colegi, prin urmare vreau să dau citire de strategia de dezvoltare în perspectiva grădinii botanice naționale, ce vizează atingerea unor obiective majore, cum ar fi restabilirea genofondului și reconstrucția unei expoziții afectate de calamitățile naturale, compatibilizarea și sincronizarea infrastructurii grădinii botanice cu cea a partenerilor străini, favorizând promovarea, informarea, comunicarea și integrarea în comunitatea botanică internațională, modernizarea managementului cercetărilor științifice, consolidarea colectivului de cercetare și relansarea cercetării științifice prin implicarea specialiștilor în diverse programe concrete de cercetare și educație ecologică. Îmbogățirea colecțiilor de plante prin colectări, achiziții, schimb de semințe și efectuarea studiilor de aclimatizare și naturalizare. Menținerea colecțiilor și expozițiilor, documentarea corespunzătoare, monitorizarea și etichetarea plantelor, fondarea de noi expoziții și colecții de plante, crearea unei bănci de semințe moderne atât în scop de evidență și moderare, cât și în privința asigurării condițiilor optime de păstrare și depozitare. Conservarea plantelor cu importanță științifică, economică și medicinală, care interesează în primul rând societatea. Promovarea măsurilor de sporire a competitivității producției obținute în baza cercetărilor științifice. Proiectarea și construcția oranjeriei de fond, întrării centrale, rețelei de poduri, aleilor și formelor arhitecturale mici din cadrul grădinii botanice. Organizarea unei pepiniere de producere a materialului seditor. Contribuirea și continuarea la formarea tinerilor specialiști în floricultură, horticultură, amenajare, cât și specialiști în terapie și remedii care au menirea de a îmbogăți cunoștințele despre lumea vegetală și a forma atitudini responsabile pentru conservarea biodiversității. Asistarea dezvoltării unor strategii, planuri și programe naționale de conservare a biodiversității și a utilizării judicioase a acestea, furnizând expertize, date și informații, asistarea practică și colaborarea în crearea unor astfel de planuri naționale și internaționale. Dotarea grădinii botanice cu echipament modern, calculatoare, microscoape, etc. pentru asigurarea procesului de cercetare la cel mai înalt nivel. Continuarea editării revistei Journal of Botany și Adelectus Seminum. Publicarea unor pleante și ghiduri cu rol informativ-educativ. Realizarea obiectivelor de perspectivă propuse presupune elaborarea unei scheme adecvate de personal, reorganizarea conceptuală și umană a compartimentelor din cadrul grădinii botanice, asigurarea accesului la informația de specialitate de nivel național și internațional și formarea unei echipe competitive de specialiști. Activitatea de până acum și proiectele de viitor ne formează convingerea că Grădina Botanică Națională își va impulsiona și mai mult misiunea sa de nucleu al științei botanice și de instituție educativă, turistică, pentru publicul larg. Ea rămâne în continuare o reprezentantă de seamă a științei și culturii din Republica Moldova. Stimați colegi, cu ocazia frumosului jubileu de 70 de ani ai grădinii botanice, Institutul Alexandru Ciubotaru aduc un cald omagiu și cordiale urări de sănătate, fericire și prosperitate colectivului grădinii botanice. Apreciez înalt profesionalismul, conștiința civică, devotamentul și optimismul care ne ajută să înfruntăm dificultățile condiționate de criza pandemică și socială-economică, prin care trece actualmente întreaga omenire. Vă urez răbdare și dârzenie, noi succese în munca dumneavoastră nobilă, rezultatele căruia sunt deosebit de valoroase pentru diverse ramuri ale științei și economiei naționale. Evocând începuturile, omagiem totodată această linie de continuitate și pe toți cei care au contribuit cu mintea și sufletul la dezvoltarea acestei opere științifice naționale. Vă mulțumesc foarte mult! În continuare am să rog să se apropie domnul profesor Gheorghe Postolache, doctor habilitat, cu domnul profesor, cu raportul realizării în domeniul geobotanicii și silviculturii. Vă rog foarte mult. Spatele de
Vă mulțumesc foarte mult și suntem bucuroși că ați găsit și ne onorați cu prezența și cu acest trofeu și să dea Dumnezeu spre noi colaborări foarte frumoase între instituțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult și urări de bine! Domnul profesor, vă rog foarte mult! Da, puteți! Onorată asistență! Primele cercetări în domeniul Iovotan și Silvicului a fost efectuate de către profesorul Tănubiaș. Adică? Sunt așa, nu? Să zic aici. Aici așa mă. Primele cercetări în domeniul geobotan și silvicultură au fost efectuate de către profesorul Tatiana Sergeevna Gheirima. În colaborare cu profesorul Ostapenko de la Universitatea din Harkov, a elaborat o valoroasă monografie în timpul lesei listei asociației moldavske SSR. În componența acestui laborator au mai fost elaborate monografii despre anumite tipuri de păduri, cum ar fi Bucuva de Brava, autor profesorul Gheidemann, Scumpiva de Brava, autor Vitco și alții, următorul. Laboratorul de flori geobotare pe care au conducut profesorul Gheidemann s-a încadrat în programul UNESCO în anul 1967, a demarat un proiect de cercetare a productivității biologice a principalilor tipuri de păduri. În acest proiect au adus anumite contribuții doctorul Vasile Chirpacă, Ștefan Lazu, profesor Tatiana Sergeevna Gheirima și alții. În rezultat acestor cercetări au fost elaborate 4 colegii de articole și o monografie, următorul. În anul 1972 s-a elaborat procesul de uscare a sejarului și a goronului. Mai mult acest fenomen s-a produs la Tordul Moldovei. Pentru rezolvarea acestor probleme a fost organizat laboratorul de prevenire a uscării stejarului în anul 1978, care a fost condus de către doctorul Iuri Kravciuk. În rezultatul cercetărilor a fost stabilite precinile care au cauzat acest fenomen. A fost elaborată o culegere de articol și uscarea Dubrav în Moldavie și o mare, o lucrare de mare valoare care a fost elaborată împreună cu doctorul Veren și doctorul Sucu, se numește Zapovednici și Pamiętniki Prirody Moldavie. A fost editată această lucrare în anul 1966, următorul. Laboratorul a fost încadrat și în programul Adaptarea, însă în anul 1985, însă evidente rezultate la această problemă au fost
căpătate în anii 1996-1999, când a fost elaborat carcasa forestieră a Stepei Bălți, unde include 6 raioane din Stepa Bălți. Următorul. În anii 1995 a fost demarat un proiect de cercetare a pădurilor și a vegetației de lungi pe râurilor. În acest plan, un aport considerabil a adus domnul dr. Ștefan Lazu, care în anul 2014 a elaborat monografie vegetație de lungi din Republica Moldova. Următorul. În baza cercetărilor efectuate până în anul 1995, s-a evidențiat vegetație forestieră de stepă, de lung, acvatică și palustră, a fost elaborată monografia Vegetația Republicii Moldova, care este larg folosită în universități, licee și școli. Următorul. În anul 1998 a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova lege privind fondul arelor naturale protejate de stat. Trebuie spus că la acea vreme era foarte puțină informație despre arele naturale protejate. În legătură cu acesta a fost inițiat proiectul Cercetare Diversității Chitocilor și a rezervațiilor silvice și a monumentelor naturii din Republica Moldova. După aceasta a mai urmat câteva proiecte în această direcție, următorul. Iar în anii 2009-2012 s-a efectuat o reevaluare completă a sistemului de are naturale protejate din Republica Moldova, proiect care a fost susținut de PNUD Moldova. Și în baza acestor cercetări și cercetărilor anterioare a fost elaborat o bază de date despre toate arele naturale din Moldova, despre tot sistemul de are naturale protejat din Moldova. În anii 2015-2018, în baza acestor cercetări a fost editată monografie în 4 volume, arele naturale protejate din Moldova, cu participarea câtorva instituții din altor instituții din Academia de Știință. Următorul. Cât privește rezervațiile științifice, au fost editate monografia aparte. Iată, în caz de față, rezervația punctul de jos, următorul. Rezervația pădurea domnească, natura rezervației plaiei favului, următorul. Cât privește conservarea ex situ a diversității plantelor, pentru aceasta, în cazul grădinii botanice, a fost început din 1972 până în prezent, se creează expoziția Vegetația Moldovei. În cadrul acestei expoziții s-au creat 12 microexpoziții forestiere, o microexpoziție de stepă, două de lucru, o microexpoziție cu vegetația acvatică și palustră. În felul acesta, în această expoziție au fost aduse circa 500 de specii de plante vasculare. Următorul. Asta e în cadrul laboratorului, dacă vorbim la general, a fost perioada asta de 70 de ani, au fost elaborate 35 de proiecte, dintre care 8 proiecte instituționale, 20 proiecte de grant și 7 proiecte editoriale. Următorul. Au fost elaborate noi regularități și concepte. Conceptul litieră, componentul biogeocernozii, conceptul carcasă forestieră a Republicii Moldova, conceptul arbor secular și alte. Următorul. Au fost elaborate noi clasificări. Clasificarea tipurilor de litieră, vegetație stepilor, vegetație lucilor. Au fost elaborate, propuse noi definiții. Definiția carcasă forestieră, resurse vegetale, microexpoziții, arbori secular și alte. Următorul.
au fost elaborate noi metode de cercetare, metoda de creare a perderilor forestiere în Liviești, metoda de aplasare a rețelei de suprafețe permanente în rezervații forestiere care a fost publicată în revista Pădurilor de România, metoda de cercetare a Arboretul Șalj, Nebubăcolo. Au fost elaborate hărți. Au fost elaborate hărțile speciilor de plate rare de Republica Moldova, harta răspândirii Gorunului, harta răspândirii Fargului, harta răspândirii Sărarului în sud-estul Europei, care a fost elaborată împreună cu cercetători din Bulgaria, România și Italia. Harta vegetației Republicii Moldova și harta regionale geobotanică Republicii Moldova. Următorul. Au fost elaborate noi recomandări. Recomandări privind ameliorarea stării arborului secular, recomandări de efectuarea lucrărilor sălbatice în pădurile afectate de polei, recomandări de conservare a resurselor genetice forestiere de gorun și de fang, printre care 22 de resurse genetice forestiere au fost incluse în rețeaua europeană a resurselor genetice. Următorul. Au fost mai multe proiecte naționale și internaționale. Unul din cele mai mari proiecte a fost implementat în anul 1998, proiectul cercetare resurselor genetice forestiere în pădurile de foiași de sud-estul Europei, care s-a îndeplinit împreună cu savanți din instituțiile de cercetări științifice și din Bulgaria, Luxemburg, România și Republica Moldova. A fost în 2009-2012 proiectul tot destul de mare susținut de Republica Moldova, fortificarea capacităților instituționale și a reprezentativității sistemului de are naturale și protejate. Următorul. În total au fost publicate peste 700 de lucrări științifice, dintre care mai mult de 24 de monografii, 5 broșuri și un număr mare de articole științifice. Următorul, vă mulțumim pentru atenție. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru... Am întrebat. Eu nici n-am cronometrat, dar nici n-am ascultat, dar oricum sunt ferm convins că a fost o comunicare foarte interesantă. Programul, stimați colegi, următoarea comunicare este a domnului dr. Veceslav Gendov, realizări laboratorului Floră Spontană și Herbar Andrei Negru. Domnul Veceslav, vă rog foarte mult. Стимата аудиенция, на лабораторию Флора Спонтана Шкербар Андрей Негру актуалменти активяза 11 колабораторий, dintre care 10 cercetători științifici și un specialist coordonator. Direcția principală de cercetare a laboratorului este studiul florii vasculare spontane a Republicii Moldova și teritoriilor adiacente. Ca rezultat al cercetării din ultimii decenii, în anul 2011, sub conducerea academicianului Andrei Negru, a fost editat primul din cele 6 volume al monografiei Flora Basarabiei. Primul volum include 199 de specii de embriofite, ecvizitofite, pteridofite. Volumul 2 al florii, editat în 2016, conține 400 de specii. În floră sunt incluse cheile pentru determinarea tuturor taxonilor, dar și descrierile morfologice, particularitățile bioecologice, staționale și corologice, precum și desenele analitice pentru fiecare specie. Volumul 3 al florii va fi editat până la sfârșitul anului curent. Ca rezultat al cercetărilor din ultimii ani, au fost semnalate peste 25 de specii noi pentru flora în studiu. Printre speciile noi evidențiate sunt atât specii autohtone rare, cât și specii alohtone, cum sunt Euphorbia prostrata și Elodea elutale. Una din
Tot în această perioadă a fost descris și un taxon nou pentru știință din familia Asteraceae, Centaurea pulbereană. Au fost de asemenea evidențiate și descrise 4 asociații vegetale noi pentru știință, Hieracium umbrosa Quercetum petraea, Salicetum albă, Leucoetosum estivi, Irido afilă, Quercetum pubescentis și Geranium pratensis, Cerzietum cani. Ca rezultat al cercetărilor și evaluării stării populațiilor speciilor rare, au fost evidențiate și precizate particularitățile corologice, bioecologice și stabilite categoriile de periclitare a 633 de specii de plante vasculare rare din flora Republicii Moldova. Elaborată lista speciilor de plante vasculare propuse pentru ocrotire în Republica Moldova, ce include 474 taxori cu grad înalt de periclitare. Cele mai numeroase sunt speciile din categoria critic periclitate, 143 specii, periclitate 100 și vulnerabile 132 de specii. În compartimentul plante al ediției 3 a cărții roșii sunt incluse 208 specii, ceea ce este cu 82 de specii mai mult decât în ediția 3, ediția 2. Printre speciile amenințate cu dispariție incluse în cartea roșie, putem menționa Limbotropis nigricans, Allium podolicum, Plantago schwarzerbergiana, Ribogon rigida, Dianthus polymorphus, Adonis volgensis, Viscaria atropurpurea, Colchicum marinarium, Valeriana tuberosa și multe altele. Una din direcțiile prioritare ale laboratorului în cadrul grădinii botanice reprezintă păstrarea ex situ a speciilor de plante rare din flora spontană, în special a celor rare și pe care de dispariție, aceasta fiind una dintre metodele eficiente de conservare a taxonilor periclitați. În decursul anilor, speciile rare sunt replantate pentru conservare ex situ în cadrul diferitor colecții și expoziții, în condiții apropiate celor naturale, după principiul fitocenotic. În colecția de plante rare sunt incluse nu numai speciile ocrotite în Republica Moldova, dar și un șir de taxoni periclitați la nivel internațional, incluși în convențiile internaționale, Directiva Habitatei și altele, cum este Genista tetragona, Echium rusicum, Crambi tataria și altele. Cercetările micologice efectuate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de referință și analiza comparativă cu datele publicate au scos în evidență un număr de 836 taxoni de macromicete. A fost efectuată și categorisirea conform criteriilor UICN pentru 32 de specii, vulnerabile 24 de specii, periclitate 5, critic periclitate 1. În anul 2018 a fost editat și ghidul de ciuperci din Republica Moldova. A fost evidențiat o specie și gen nou pentru microflora Republicii, aceasta este Panus neostrigosus. O subdiviziune a laboratorului constituie herbarul grădinii botanice naționale, care găzduiește aproximativ 188.000 de exicate de plante vasculare, fiind cel mai mare herbar la nivel național. Fondul actual al herbarului reflectă diversitatea floristică, micotică și lichenoflora tuturor districtelor geobotanice ale Basarabiei. Pe lângă herbarul cu plante superioare, există și un herbar cu plante sporofite, mostre de mușchi și licheni, circa 3500 de exicate, colectate și prelucrate de doctorul în știință biologice Gheorghe Simonov, precum și o bogată colecție de ciuperci, circa 1800 de mostre, colectate și prelucrate de doctorul habilitat în știință biologice Ștefan Mani. Herbarul grădinii botanice a moștenit colecții valoroase colectate din sudul Basarabiei încă la începutul secolului 20 de către remarcabili botaniști Zahariade, Borza, Bujorean, Zelinețchi. Exicatele de herbar se păstrează zeci și chiar sute de ani. Cu ele lucrează specialiștii în domeniul botanicii și reprezintă un patrimoniu național, valoarea căruia sporește odată cu trecerea anilor. În perioada 2011-2020 au fost publicate 339 lucrări științifice, dintre care 21 monografii, 6 lucrări didactice, 3 autoreferate, un autoreferat de doctor habilitat și 2 de doctor.
10 articole în reviste cu factor de impact, 27 în reviste editate în străinătate, 42 de articole în reviste de categorie, naționale categorie B, 41 categorie C, 81 în culegeri de articole și 96 teze ai comunicărilor la congres. Printre principalele sau cele mai interesante lucrări poate fi menționată flora vasculară din Republica Moldova, teridofitele din Republica Moldova și plantele rare de stâncării. Acestea au fost principalele și sunt rezultate în ultimul deceniu ai laboratorului. Vă mulțumesc pentru atenție. Următorul conform programului. Păi, îmi sper că doctorul Stimați colegi, hai, următorul raport. După raportul, când se pregătește, eu am să dau citire că a venit și un mesaj de salut din partea prim-ministrului. Am să dau citire după ce domnul Vasile să facă raport. Stimați colegi, laboratorul de îndrologie își are un drum istoric de dezvoltare. La origine este grupul dendrariului în 1953, în baza căruia s-a organizat laboratorul de introducere a plantelor lemnoase. Primul șef al grupului a fost Bela Grigorina Colodenco și s-au produs niște comaseri și am ajuns la laboratorul de dendrologie, unde acum este încadrat și laboratorul de hibridare distantă. Fost șef Vladimir Alexeievich Rybin, profesor academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Este cazul să remarcăm că în înșiruirea anilor laboratorul de dendrologie din 1996 fondat a fost succedat de diferite reorganizări și comasări, atât după formă cât și după conținut. Dar menirea și credoul lui a fost și rămâne introducția speciilor și formelor decorative de arbori și arbuști, arbuști și liane. Direcțiile de activitate științifică și practică ale laboratorului sunt introducția plantelor lemnoase, cercetări ecologo-biologice și tehnologii de cultivare a plantelor introduse, proiectarea, crearea și reconstrucția spațiilor verzi cu utilizarea plantelor lemnoase în diferite domenii ale economiei naționale. De asemenea, selecția plantelor nocivere, arbuștilor fructiferi netradiționali și hibrizilor distanț de viță de vie. Rezultate obținute sunt introduse și apreciate din punct de vedere ecologo-biologic, precum și destinației și decorativității, circa 1500 de specii și cultivaruri de plante lemnoase, inclusiv 110 specii de liane, 180 specii de liliac, 130 soiuri de trandafir, 160 soiuri forme hibrizi specii de nuc și carie pecă. De asemenea, laboratorul de îndrojurie a contribuit contribuie la dezvoltarea durabilă a țării prin faptul că a pus bazele introducției planificate, sistematice și permanente a plantelor lemnoase noi și a contribuit la îmbogățirea dendrofloriei Republicii. A creat colecții de plante autohtone care servesc ca bază seminologică pentru implementarea în diferite ramuri ale economiei naționale. A creat expoziții dendrologice care au devenit un centru recunoscut de educație ecologică, estetică și peisagistică a tineretului și a întregii populații. A elaborat asortimente de plante lemnoase pentru spațiile fies. A elaborat tehnologii de multiplicare și cultivare a plantelor lemnoase. Laboratorul de dendrologie întrunește expozițiile principale ale grădinii botanice de arbori, arbuști și liane. Și o să mă refer la expozițiile noastre principale, adică ale laboratorului, în care s-au
s-au dus lucrări de proiectare și implementare în practică a expozițiilor date. Dendrariul, care în prezent însumează circa 900 de specii și cultivaruri de arbori și arbuști, care cuprinde plante foioase magnoliofită și pinofită, pinofita familia cupresacea, și ocupă circa 45 de hectare. Actualmente se efectuează reconstrucția dendrariului după intemperiile din anul 2017. Unele poze ale dendrariului, în timpul înfloririi, în timpul de iarnă, de asemenea, niște peisaje foarte interesante din diferiți ani. De asemenea, pinariul. Pinariul a fost reconstruit în anul... Proiectul de reconstrucție a fost efectuat în anul 1981. S-a mărit cu circa 5 hectare, cuprinde 160 de specii și cultivaruri. De asemenea, se duce un lucru de reconstrucție și în expoziția pinarului. Niște poze din trecut și lucrări privind proiectarea pinarului și poze de actuale, în diferite anotimpuri. De asemenea, seringarul, expoziție care, de asemenea, a fost efectuată, în expoziția seringarului a fost efectuată reconstrucția. Anul trecut s-a completat cu circa 30 de soiuri noi și în prezent întrunește 180 de taxoni. Foarte interesant, s-a mărit colecția cu o colecție bogată de soiuri Preston, niște soiuri a selecționerului american cu numele Preston. Leanariu, a fost efectuată reconstrucția leanariului și în actual cuprinde circa 110 specii forme soiuri. S-a completat colecția în esențial cu soiurile de Clematis. Rozariu cuprinde circa 100 și ceva, 130 de specii, adică soiuri de trandafir și vreo 30 de specii din, de arbor și arbus care completează rozariu prin decorativitatea sa. Se duce o lucrări de reconstrucție a rozariului și sperăm că o să fie și donații. Ne-am adresat către publicul larg pentru a ne ajuta la reconstrucția rozariului. Este o schiță de proiect al rozariului. În grădina creșterii dirijate, la etapa dată, avem circa 50 de soiuri de măr și păr, dispuși în 30 de forme de coronament. Expoziția dată necesită tot o reconstrucție esențială. Expoziția Rocariu, un peisaj de iarnă, care tot ca curator suntem colaboratori din Laboratorul Dendrologie. Avem o colecție bogată de nucifere, care întrunește 160 de soiuri, forme hibride și specii, de iumulă și care pecă. Avem și deja soiuri brevitate, care sperăm cu succes o să fie implementate în economia națională. Opere științifice au fost înregistrate în perioada anului 2009, 2007-2009, două opere științifice ce sunt de unul de sistem sinteza genomului nou al viței de vie și altul un tip nou de sterilizare a gametofitelor depistat la în premieră la hibrizi distanți din generația F3 a viței de vie. Autor domnul Topalu Ștefan. Colecția de arbuși verde netradițional include 27 de specii, 31 cultivaruri din 21 genuri și 10 familii. Sunt brevetate 4 soiuri,
hipofaeramnoides Regina și Eliza, Aronia Melanocarpo Alexandrina și Sorbus Intermedia Catrin. Multe dintre soiurile date sunt acum cercetate și pentru evidențiarea a noi soiuri și cu perspectivă de a le implementa în economia națională. De asemenea, avem brevitate, soiul și de arbuș fructifer și de nuc. Aici o fotografie a laboratorului dendrologiei din 2020 și consecutiv tot o fotografie din 2015. Cu regret am pierdut din colectiv specialiști de forță, însă schimbările sperăm că o să aducă, o să mobilizeze tineri specialiști care o să efectueze lucrările de mai departe ce sunt de specificul laboratorului dendrologiei. Mulțumim pentru atenție. Eu vă mulțumesc, domnul Vasile.